Bună ziua, domnule inspector. Este prima dată când stăm de vorbă. Voiam să vă întreb când ați preluat funcția de conducere la Călăraș? Bună ziua, șeful inspectoratului. Am fost împuternicit în data de 28 mai anul acesta, la scurt timp după ieșirea din starea de urgență și în timpul stării de alertă. De unde veniți? Sunt ofițer de poliție care am lucrat mare parte a carierei în poliția din București până în anul 2017. Din anul 2017 am venit în Călăraș, unde am desfășurat activități în cadrul poliției judiciare. Cum ați găsit colectivul de aici? Cum v-ați adaptat? Ați reușit să vă adaptați? M-am adaptat foarte repede. Colectivul este unul profesionist, un colectiv format mare parte din oameni experimentați, iar cei mai tineri încearcă să se adapteze și să ajungă la nivelul de profesionism necesar pentru desfășurarea în bune condiții activităților. Ați venit exact în perioada asta foarte agitată și a reprezentat un element de noutate pandemia. Nu ne-am confruntat până acum. Dacă majoritatea oamenilor au avut posibilitatea să rămână acasă, izolați, polițiștii nu. Polițiștii au fost în linia întâi de intervenție. Ce acțiune ați derulat în perioada asta de stare de alertă, stare de urgență? Ce acțiune s-a derulat la nivelul de Călăraș? În primul rând, starea de urgență, starea de alertă au reprezentat o premieră pentru absolut toată lumea, atât din perspectiva forțelor de ordine, cât și din perspectiva populației. Într-adevăr, linia întâi a fost ținută de forțele de ordine, bine, în primul rând de personalul medical, care s-au confruntat direct cu noua provocare numită coronavirus. Activitățile au trebuit să fie adaptate în funcție de situație și au trebuit să fie create reguli noi și moduri de lucruri noi cu care nimeni nu era obișnuit. În principal, s-au făcut eforturi foarte mari pentru a se asigura o prezență în stradă a forțelor de ordine. S-au făcut eforturi pentru a se populariza în rândul populației, în rândul cetățenilor, regulile minime care trebuie urmate. Și în cadrul acestui, pot să-i spun, parteneriat între forțe de ordine și cetățeni, în Călăraș nu s-au simțit niște efecte atât de drastice ale pandemiei. Oamenii au fost înțelegători. Mare parte a populației, populația majoritară, a înțeles că sunt niște reguli care vin în sprijinul fiecărei persoane, că sunt niște reguli care ne duc la scopul final de a nu îmbolnăvi atât pe ei înșiși, cât și pe cei dragi membrii familiei. Și trebuie să fie un efort comun și o mobilizare generală pentru a ieși cu bine dintre această încercare. Printre atribuțiile polițiștilor s-a regăsit și monitorizarea, dacă o putem numi, persoanelor izolate sau în carantină. Da, o atribuție de asemenea nouă. Persoanele carantinate, cât și persoanele izolate, au suferit mutații mari, să zic așa, din perspectiva numărului. Zilnic, în perioada stării de urgență, exista o medie de 700 de persoane aflate în izolare la domiciliu, în funcție de cum soseau din străinătate. Iar în starea de alertă au fost zile în care media persoanelor s-a apropiat de 2000. Numărul fiind foarte mare, ați avut personal suficient? V-ați descurcat cu ce aveți în momentul de față? Personalul este același, indiferent de situație. A fost necesară o foarte bună organizare și o prioritizare a activității, astfel încât să atingem scopul. Au existat incidente? Mă gândesc că polițiștii agresați sau poate că oamenii din izolare, din carantină, nu au fost atât de înțelegători? Populația în mare parte, în procent de 98-99%, a înțeles ceea ce trebuie făcut. Din păcate, ca în orice societate, există și un segment al populației care, din teribilism sau pur și simplu că așa își doresc, nu respectă regulile. Sens în care au fost unele incidente, bine, nu la dimensiunea celor prezentate în mass media la nivelul țării. Consecințele incidentelor nu au fost extrem de grave, nu s-a ajuns la oameni spitalizați sau la vătămări foarte grave,
ori la pagube materiale importante. Au existat unele incidente din punctul nostru de vedere izolate și care au fost tratate imediat. A fost o reacție promptă și cu sprijinul cetățenilor persoanele vinovate au fost trase la răspundere. Dat fiind faptul că polițiștii au fost în prima linie, au fost practic expuși îmbolnăvirii prin natura meseriei, ați avut probleme la început, mă gândesc, în perioada stării de urgență, când a existat acea perioadă când nu se găseau moști, nu se găseau mănuși. Ați avut probleme cu dotarea? Probleme cu dotarea nu au fost, dar dotarea a presupus niște eforturi foarte mari din partea structurilor de suport, care nu sunt extrem de întinse din punct de vedere al polițiștilor care le încadrează, însă aceștia au înțeles că trebuie să depună niște eforturi extrem de mari și în colectiv și prin colaborare cu toată lumea am reușit să asigurăm totuși materialele de protecție necesare pentru a ne desfășura activitatea în bune condiții. Drept urmare, nu au fost până în acest moment cazuri de polițiști confirmați cu COVID, deși suspiciunea au existat. La un moment dat, atât colegii care intraseră în contact cu persoane suspecte, cât și restul colegilor au înțeles și au aplicat toate măsurile și totul până în acest moment a fost în regulă. Pe lângă monitorizarea persoanelor izolate, aflate în carantină, știu că ați derulat și alte controle, de exemplu în trafic. Ce alte acțiuni ați avut în perioada asta? Au fost activități zilnice, pornind de la cele mai importante fiind cele de popularizare și de conștientizare a populației, privind regulile care trebuie respectate. Și aici vreau să spun că spre marea noastră surprindere, populația care a reacționat foarte bine și mare parte au înțeles că este un pericol care apasă asupra tuturor. Nu se adresează numai unui anumit segment. Motiv pentru care aceste activități au avut succesul scontat. Cum spuneam mai devreme, există un anumit segment care a înțeles să nu respecte regulile, iar pentru a contracara astfel de activități ilicite până la urmă, au fost desfășurate zilnic acțiuni în toate punctele județului. Colegii mei au dat dovadă de mobilizare și nu doar colegii mei, și celelalte structuri, și vorbesc aici de colegii jandarmi, colegii la Poliția Frontieră, ceilalți colegi, Inspectoratul de Imigrări, în general tot sistemul de ordine publică a dat dovadă de mobilizare. Am stat cu toții în stradă non-stop, am fost într-o permanentă discuție atât cu populația cât și cu celelalte autorități și am reușit, fără a ajunge și fără a exagera în zona de sancționare, am reușit să ne atingem scopul cu toții, astfel încât nu am avut niște focare foarte mari de îmbolnăvire și această îmbolnăvire nu s-a dus către zona comunitară. Au fost aplicate sancțiuni? Puteți să ne vorbiți un pic despre cuantumul sancțiunilor? Și v-aș întreba dacă știți care a fost cea mai mare sancțiune aplicată în perioada asta? În toată perioada au fost aplicate, din păcate, peste 10.000 de sancțiuni la nivelul județului Călăraș, în valoare de peste 3 milioane de lei. Au fost și câteva sancțiuni care au atins maximul prevăzut de lege. La momentul respectiv discutam de ordonanțe militare. Iar aceste sancțiuni tot timpul sunt aplicate gradual și în funcție, în primul rând, de gravitatea faptei comise, de atitudinea persoanei care este pusă în această postură și de toți ceilalți factori care se aplică, în special vorbim de așa zisul pericol social al faptei. Am ieșit din starea de urgență, ne aflăm în starea de alertă, însă reprezentanții guvernului vin periodic cu noi măsuri de relaxare. În momentul de față, la nivelul IPJ, ce acțiuni mai derulați pe acest domeniu cu coronavirus? Mai avem persoane izolate sau exact ce se... Da, persoane izolate sunt în continuare. Într-adevăr, media a scăzut de la aproape 2000, cum spuneam, în jur de 1000-1200 zilnic. Toate persoanele sunt verificate pentru a constata dacă respectă această obligație. Nu am avut probleme până în acest moment. Toți au înțeles că este spre binele tuturor să respecte obligațiile impuse. Măsurile de relaxare, așa cum au fost instituite prin acte normative, au fost aplicate gradual.
astfel încât populația a înțeles că numai printr-o respectare strictă a prevederilor legale putem să ne protejăm în continuare de acest fenomen.